Din portul Tomi s-au devenit bibelouri din gheață, simbolurile luxului devin acum simple pagube de război în lupta cu iarna și pontoanele au fost distruse complet de sloiurile de gheață. Flaviana Marcu are situația exactă. Bună ziua, Flaviana, care sunt pagubele de la malul mării? Greu de estimat din punct de vedere material în momentul acesta care sunt pagubele, pentru că nimeni nu poate ajunge la embarcațiunile respective, nu mai există pontoane, așa cum spuneai și tu, ele au fost prinse între gheață și efectiv s-au rupt, iar unele dintre ele au fost cufundate atunci când vântul a fost foarte puternic. Embarcațiunile care nu au fost ridicate pe mal, așa cum de altfel ar fi trebuit la începutul sezonului rece, acum, după ce au fost prinse în gheață timp de aproape 3 săptămâni, este mai mult decât sigur că au și fisuri și au suferit fel și fel de avarii, însă trebuie să așteptăm dezghețul pentru a putea ajunge la ele. Unele sunt mai aproape de mal, este adevărat, altele mai departe, însă nu doar embarcațiunile au avut de suferit. Tot ce s-a construit și s-a amenajat în portul turistic Tomis a fost de asemenea distrus de gheață și de furtuna de pe mare. În portul Constanța aceeași situație, cu nave mult mai mari decât aceste embarcațiuni, care și ele au avut de suferit. Balustradele de pe faleză și vă spuneam cam tot ce a fost în calea valurilor atunci când acestea au fost extrem de puternice, cam totul a avut de suferit. Partea proastă acum este că a început din nou să ningă la Constanța, s-a anunțat cod portocaliu de viscol, însă abia începând de mâine. E adevărat, acum ninge destul de slab, poate nu vor fi probleme încă de astăzi, însă așa cum se întâmplă și cu restul părții de sud și de sud-est a țării, până marți la ora 14 și aici este cod portocaliu de ninsor, dar și de viscol. Meteorologii spun un strat de zăpadă undeva la 30 de centimetri, dar dacă ne gândim că vântul este estimat a sufla în rafale și cu 70 de kilometri la oră, atunci ar putea să apară astfel de probleme. Săptămâna aceasta nu am avut nămeți, rămâne de văzut ce ne rezervă vremea pentru zilele următoare. Mulțumesc, Flaviana!